Procurorii Anticorupție din Craiova au în lucru un dosar care vizează mai multe aspecte legate de campania electorală din 2012 a liberalilor din Dolj. Este vorba de modul în care au fost cheltuiți banii și de împărțirea anumitor funcții și candidaturi. Cercetează pre-campania anului 2012 pentru alegerile locale. Este un dosar pe numele unui membru al PNL? Domnului Boicu. Toată lumea știe. Eu am aflat și eu în urma altora. Campania anului 2012, alegerile locale. Activități politice și financiare.